Salutare și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez încă un personaj foarte simpatic și anume pe Bluey dintr-un desen animat din nou foarte simpatic, pentru că am uitat și un pic la el și chiar e amuzant. Am făcut acum ceva timp pe Bingo. Ele sunt două surioare, dacă nu mă înșel, și acum este și Bluey, care este sora mai mare. V-a plăcut desenuțul și m-am hotărât să fac și cealaltă protagonistă, să zic așa, a animației. Deci, da, desenăm pe o colicică cu un creionaj HB, l-am arătat la început, facem schița, apoi cu un liner voi face conturul și voi colora folosind markere. Dar înainte de orice altceva, însă, a servat la voi o mare, mare rugăminte. Am observat că foarte mulți dintre voi care vă uitați la clipurile mele nu v-ați abonat. V-aș ruga să vă abonați, nu vă costă nimic și puteți oricând să vă răzgândiți. De asemenea, dacă ceea ce vă place, nu uitați, dacă vreți voi, să mă lăsați acolo un mic like. Mă bucur foarte mult când văd acolo aprecierile și susținerea voastră. Bun. Începem cu o schiță. Am o foicică A4. De fapt, nu este A4, este A5, cred. Da. Este jumătate de A4. Și am început cu o schiță. Am împărțit mai întâi foaia, vedeți, cu rigla. Am ținut pe acolo niște linii punctate. Am împărțit foaia în jumătate odată, orizontal, și jumătate vertical, ca să îi fac patru părți egale, deci unul împrejur, unul la un punct central. Și apoi am început în partea de sus. Trebuie să ne uităm când desenăm ceva, m-am uitat, am o fotografie de referință cu Bluey și este important să ne uităm așa cam cum ar arăta personajul pe care vrem să-l desenăm și să îl încadrăm inițial direct în foaia unde vrem să desenăm, pentru că altfel riscăm să desenăm prea sus sau prea jos sau prea în o direcție și să nu ne încapă. Dacă mai rămâne spațiu, nu e problemă, dar problema este să nu-l facem în o parte și să mai fie niște elemente de adăugat și să nu mai avem loc să le adăugăm. Care e mai problematică, trebuie să ștergem doar desenul și să luăm de la capăt. Și n-am vrea acest lucru. Dacă nu puteți să faceți din ochi, eu n-am făcut, momentan n-am făcut din ochi, dar dacă nu puteți să faceți din ochi, vă recomand să faceți, să vă uitați, de exemplu, cum e Bluey. Iar așa, o formă de dreptunghi, practic, două piciorușe, care merg un pic mai jos decât dreptunghiul, ca și dimensiune, cu două urechiușe care merg un pic peste dreptunghi din partea de sus. Deci, practic, puteți desena inițial un dreptunghi, așa în mare, și faceți două triunghiuri în partea de sus, ca și urechiușele, ca să vă dați seama așa, fără de detalii, pur și simplu, ca schiță, ca să vă dați seama cât de mult vă ceți în sus, în jos piciorușele, mai ales să aveți un pic de loc și în partea stângă pentru codiță, și depinde cum îi faceți mânuțele, dar oricum nu sunt foarte lungi, și în cap. Ca idee, v-am dat așa un exemplu pe acest personaj, ca să puteți să vă încadrați desenele. Niciodată nu ies bine și nu arată bine desenuțele care sunt într-un colț îngrămădite sau eventual în cap, pur și simplu în pagină. Așa, foarte important este să facem schița. Creionul HB este un creion foarte bun pentru schiță. Nu este nici cu mine tare, nici moale, este undeva la jumătate. Suficient de închis cât să se vadă, suficient de ca să poată să fie șters, nu întinează, e fix cum trebuie. Îl găsiți la orice librărie, la orice magazin de papetărie, de birotică și este foarte, foarte ok. Nu mai trebuie o gumă de șters. Și asta pentru schiță inițial și apoi la contur o să avem nevoie de alte chestii, cel puțin eu alte chestii folosesc. Momentan m-am îndrăgostit de linerele de la Copic, sunt cred că cele mai bune linere pe care le-am folosit și prea curând nu văd să le schimb. Sunt undeva la 27-30 de lei un liner, nu sunt foarte ieftine, dar dacă vreți să vă cumpărați ceva de calitate și vreți să investiți niște bănuți în niște materiale, vă recomand să vă luați 1-2 linere. Depinde cum desenați sau cum vreți ce vă faceți cu el, dar are mai multe mărimi la vârf, de la 0.05 parcă până la 1. Au inclusiv și vârf brush, pensulă. Mi-am luat unul cu vârf brush, dar nu sunt încântat neapărat de el. Tot pe cele normale, clasice, le folosesc. Îmi place foarte bine cum scrie, îmi place foarte bine cum se usucă, nu întinează, sunt fantastice, parcă pur și simplu alunecă pe hârtie când fac contur cu ele. Așa. Și de colorat, v-am spus, voi colora folosind markere pe bază de alcool,
poate și un pic de creioane colorate pe acolo prin amestec, nu știu sigur, vedem atunci, dar voi oricum puteți folosi ce aveți voi la îndemână, nu trebuie să neapărat să folosiți sau dacă nu aveți ce am eu, nu, asta e o scuză pentru a nu desena. Folosiți ce aveți la îndemână și folosiți ce puteți, pur și simplu. Așa. Și cam astea sunt materialele pe care le folosesc. Cam asta e desenuțul, pașii, adică mă refer, pe care îi vom urma. Vreau să vă mai spun doar o singură chestie, este foarte, foarte important, dacă vreți să învățați să desenați, să încercați să exersați cât se poate de zilnic sau spre zilnic sau cât se poate de des. Dacă exersați, urmăriți tutoriale și încercați să vă dezvoltați această abilitate, cu siguranță de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, veți desena din ce în ce mai bine. Exemplul concludent sunt eu, care am început acum vreo 5 ani, să zic așa, mai serios să desenez. Nu aveam vreo mare valență sau înclinație, să zic așa, talent nici măcar, la fel și cu pictura, dar ușor, ușor, urmând tutoriale, începând, învățând, am început să prind, am început să învăț, am început să-mi iasă lucrurile care le făceam și mi-am dat seama că practic este un mare mit în jurul la artă, la pictură, la desen, mitul cu talentul. Într-adevăr, sunt și oameni care sunt talentați, care de la început pot să picteze chestii foarte mișto sau pot să deseneze chestii foarte, au așa o înclinație foarte nativă, să zic așa, dar asta nu înseamnă că cei fără talent nu pot desena și nu pot picta aproape, dacă nu chiar la fel de bine ca cei cu talent. Și oricum, talentul nu înseamnă nimic fără muncă, pentru că sunt foarte multe diamante care sunt neșlefuite și care degeaba sunt diamante. E foarte important, în primul și primul rând, să dezvoltăm și să muncim fie că avem, fie că n-avem talent. Da, dragii mei, asta am vrut să vă mai spun. Acesta este linerul Copic, este 0.5 grosime și vom începe să facem conturul cu el, cu grijă, cu atenție, încetişor, fără grabă și apoi, v-am spus, îl vom colora și cam asta este Bluey. Eu o să mă oprez în pălăvrăgit, vă las cu videoclipul și cu o melodie drăguță, vă mulțumesc că m-ați urmărit până în momentul de față și vă urez în continuare spor desenat la acest videoclip. Nu uitați, dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii pentru clipuri viitoare, puteți să-mi spuneți în comentarii acolo un mesaj și în măsura în care pot și știu și ajung la mesajele voastre, o să vă răspund și niciodată nu se știe când vreo sugestie de-a voastră poate ajunge subiect de clip undeva în viitor. Eu am fost Albert, să aveți o săptămână minunată, să aveți sărbători minunate de Paști, pentru că ne apropiem ușor, ușor de Paște. Și să ne auzim cu bine data viitoare. Spor la desenat. Încă o dată, am popăcit. Pa, pa!